Prin harul Domnului Isus Hristos, țin în mâna mea una dintre cele mai extraordinare cărți care există și care ne-a fost dată pentru ca să ne păstreze viitorul, prezentul și să ne rezolve trecutul. Tot prin harul lui Dumnezeu, de o vreme încoace. Încercăm să înțelegem gândirea lui Dumnezeu atunci când vorbește despre fericire. Am ajuns cumulând motive de fericire. Am ajuns ca astăzi să citim oarecum cu ochii puțin miopi. cuvinte de felul ăsta. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Matei 5, cu versetul 9. Am spus miopi pentru că și în cazul acesta, ca și în cazul celorlalte fericiri, ce găsim aici e puțin străin de noi. cuvântul lui Dumnezeu amintește Fericele cei săraci în duh. Cât de comună este starea asta săraci în duh în generația mea și în generația ta. Nu, așa că e străină. Am uitat și expresia, și nu numai că am uitat expresia, o atribuim unei alte semnificații, total diferite. Sau, trăim într-o omenire care plânge, dar niciodată nu spunem ferice de cei ce plâng. E adevărat? Pentru că de cele mai multe ori plângem în felul lumii și nu plângem în felul lui Dumnezeu. Apoi, ferice de cei blânzi. O, cine își mai propune astăzi să fie blând? Că dacă ești blând, ce se întâmplă? Te calcă toți în picioare de blând ce ești. Și se suprapun și alte cuvinte care nu sunt sinonime, care sunt total diferite ca sens, dar care conduc la o experiență foarte ciudată. Pentru că dacă te calcă în picioare de blând, te calcă în picioare și de... Mulțumesc, s-a folosit diferite cuvinte foarte ciudate. Cineva a zis bleg, începe tot cu litera B. Da. Și de asta nu vrem să fim încălcați în picioare. Și de asta nu mai vrem să fim blânzi. Apoi zice, însetați după neprihănire, flămânzi după neprihănire. În generația mea, oamenii aleargă după orice. Numai după neprihănire, nu. E așa de, de, așa de diferită, așa de străină. Nu mai avem ca fiind o valoare, o avem ca fiind o cum sunt priviți oamenii neprihăniți azi? Sfinții din ziua de astăzi sau în ziua de astăzi sunt priviți ca fiind o, un blocaj, ca fiind o piedică în progresul lumii. Suntem de acord cu Sfinții, dar pe zidurile bisericilor vis-a-vis -vis de cei care au murit. Dacă ai murit, poți să fii sfânt, dar nu cumva să fii sfânt și să și trăiești. Cu alte cuvinte, sfânt viu. Nu. Cam asta este ceea ce se întâmplă cu generația mea și pe unde sunt eu. Să nu mai vorbesc de milostivi. Oamenii, sau termenul de milă, de milostiv, și el este ieșit și din vocabularul nostru. Câți dintre prietenii tăi sau câtor Câtor din prietenii tăi le-ai spus în ultima vreme, ești un milostiv, un om milostiv. La cine ai atribuit termenul ăsta? Cui? Aveți vreunul dintre prietenii dumneavoastră în categoria milostiv? Nu. S-a desfințat și categoria asta. Din aceleași motive. Și venind din ce în ce mai aproape. Inima curată de asemenea, nu mai găsim astăzi. Aș vrea să vă întreb, avem nevoie de oameni împăciuitori sau nu? Da sau nu? Păi de ce avem nevoie? Ce noi nu, ne mai, nu suntem în stare să ne mai împăcăm? Cine să ne împace? Dacă nu ne împăcăm noi. Fraților, vreau să vă spun ceea ce cred eu. Eu cred că noi nu avem nevoie de împăcare și de oameni împăciuitori datorită faptului că noi trăim într-o permanentă situație de conflict. Ne-am obișnuit cu treaba asta. Conflictul face parte din, din ascensiunea noastră socială. Dacă vrei să ajungi în vârf, ce trebuie să faci? Trebuie să te lupți cu toată lumea și să. Birui pe toată lumea. Se vorbește despre a da din coate, se vorbește despre a călca în picioare. Se vor... Ce înseamnă asta? E conflict, e luptă. Dacă vrei la un moment dat să obții lucruri care au devenit prea puține pentru o omenire atât de numeroasă, de asemenea trebuie să îți faci loc spre lucrurile celelalte și să le strângi la tine, lovind pe cel din stânga, pe cel din dreapta. Trebuie să te lupți pentru ce? Pentru o bucată de pâine, mi se spune. Trebuie să te lupți pentru ce? Pentru o casă, mi se spune. Trebuie să te lupți pentru drepturile tale, mi se spune. Nu-i tot un conflict? Vă puteți imagina Că s-ar putea termina conflictul acesta pe Pământ. Când se naște o nouă generație care sunt copiii noștri și pe care noi învățăm. Mergeți înainte, să ajungeți. Unde? În vârf. Luptați-vă pentru ca să. Reușiți. Lumea în care sunteți este într-o într continuă luptă. Și voi trebuie să fiți luptători. Și ne formăm noua generație ca o generație de luptători. Dumneavoastră nu sunteți luptători? Spuneți-mi, vă rog, cine dintre dumneavoastră, din ce sunteți aici, nu trebuie să lupte în fiecare zi? Trăim într-o lume de felul ăsta. Din cauza asta, noțiunea de împăciuitor, cel care rezolvă problemele la nivelul acesta, a dispărut. Nu avem nevoie de așa ceva, pentru că lupta este baza mersului social. Lupta face ca societatea să meargă înainte. Încă avem nevoie de ea pentru ca noi să mergem înainte. Cam asta este situația pentru care fericirea aceasta, fericirea cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu, nu se mai aplică azi. Sau nu mai aplicăm noi. Asta. Haideți puțin să mai săpăm. Iacob capitolul 4. Deci vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la această carte mai puțin frecventată, mai puțin citită și la capitolul 4, versetul 1 citim: De unde vin luptele și certurile între voi? De unde vin nu vinoare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să faceți rost, să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Cui să cer? Că nimeni nu-mi dă în afară de unul care este dădătorul nostru. Cereți cui trebuie, nu bateți la uși greșite, cereți lui Dumnezeu. Sau dacă cereți și nu căpătați, este pentru că cereți rău cu ce gând, ca să risipiți. Ce înseamnă a risipi? Îți dă cineva un dar de care ai nevoie și tu îl. Risipești. Cine mai beneficiază de un lucru risipit? Nimeni, nici eu, nici alții. Lucrul risipit este distrus. Și vă rog să observați, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi suntem în situația ca să primim daruri din partea lui Dumnezeu, dar datorită poftelor noastre datorită gândurilor noastre rele, noi risipim darurile lui Dumnezeu și nu beneficiem nici noi, nici alții. Și Dumnezeu se vede în felul acesta păgubit în darurile lui, datorită faptului că ne umple viața de daruri și de binecuvântări și noi, noi nu băgăm de seamă. Nici nu știm că am fost binecuvântați. Ne plângem și devenim victime și acționăm ca niște victime, ca și cum ne-ar fi exploatat toată lumea datorită faptului că darurile care au ajuns la noi au ajuns să fie pierdute, risipite, din ce cauză? Vreau să vă întreb un lucru și anume, situația asta, și anume poftiți și nu aveți, ucideți și nu căpătați, cert, vă certați și vă luptați. Între voi, situația asta este o situație generală sau nu? Ajutați-mă. Se potrivește la toată lumea sau doar la câțiva oameni? Vă Apostolul sau, mă rog, prezbiterul Iacov spune este o stare generală. Asta este starea lumii. Um, vin din nou și întreb. Într-o asemenea situație, lumea asta. Are nevoie de oameni împăciuitori? Da sau nu? Ca reflex natural, acești oameni n-au nevoie să se împace. Ca reflex, lef, reflex natural al poftelor lor, a ceea ce au în interior, ei nu pot decât să se certe ca să își rezolve problemele. Asta este singura soluție. Împăcarea nu este o soluție pentru un om care are pofte. Îl împaci degeaba. Pentru că el continuă mai departe să dorească, să poftească, să alerge și poftele îi rămân neîmplinite, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu. Împăcarea nu are rost. Cu toate acestea, când te uiți în sufletul lui la câtă tragedie și câtă dramă este, omul acesta ar avea nevoie de împăcare. Deci, împăcarea e și cu da și cu nu. Dute te înaintea unui om care este în plină ascensiune și îți va spune n-am nevoie de împăcare. Mai dăm încă un an de zile până ajung în vârf și atunci poate mai discutăm despre împăcare, dar până atunci, până ajung în vârf, dăm voie să lupt pe viață și pe moarte ca să ajung acolo. De asta lumea nu poate fi împăcată. Pentru că nu are nevoie. Sau cel puțin nu-și. Conștientizează nevoia. Punctul 2. Aceasta este o stare generală. Voi vorbi despre o stare mai specială care aparține doar câtorva unora. Roman, capitolul 7. Îmi zice așa. Roman 7. versetele 22 și 23. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Ce e asta? E război. Cu mintea vreau legea lui Dumnezeu? Cu ființa mea sunt împotriva legii lui Dumnezeu. Lucrul ăsta aparține câtorva. Numai celor ce iubesc legea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu iubești legea lui Dumnezeu, n-ai parte de conflictul ăsta, e corect? Imaginează-ți că nu iubești legea lui Dumnezeu. Atunci, te acomodezi. Intri în mediul acestei societăți și te simți ca la tine acasă. Te simți ca la tine acasă în războiul care se duce în tine și în jurul tău. Adică faci parte din acest mare război. Te obosește, te chinuie. Dar e al tău. Rezultatul este teribil. Versetul 24. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de aici? Cine mă scoate de aici? E schizofrenie, e boală, e moarte, e teribil. Pentru că războiul ăsta vorbește despre faptul că omul e rupt în două sau în mai multe. Pur și simplu e sfâșiat între dorințele sau între poftele lui. Satana ne convinge că împăcarea e a lui. Nu știu dacă puteți să fiți cu mine. Satan ne convinge că împăcarea e a lui. Zice așa, măi omule, tu nu vezi că e o bătălie continuă între lupta ta și între ceea ce îți place ție? Nu vezi că cu mintea îți place legea lui Dumnezeu, dar cu mădularele tale iubești păcatul, nu vezi? Că se și zice că păcatul e frumos, că păcatul e plăcut, că păca... nu vezi că e frumos și nu vezi că, că nu se leagă lucrurile. Până când ai de gând să trăiești în zona asta de ruptură? Până când? Hai, fii întreg! Și Satan vine și spune, du-te înapoi, pleacă din bătălia asta. Renunță la bătălia asta, abandonează bătălia asta, nu mai sta într-un conflict continuu, că te distruge conflictul și vine mai departe și spune, n-ai decât o șansă, lasă legea lui Dumnezeu deoparte, abandonează legea lui Dumnezeu uh, și stai liniștit în zona confortabilă a neluptei, acolo unde păcatul este la el acasă. Și o mulțime de oameni. Au venit la Isus Hristos, au auzit de legea sa, au intrat în conflictul acesta, au stat în acest conflict o zi, două, trei, patru, și după aceea au zis, uh, e, e prea greu, și s-au dus înapoi. S-au refugiat și satan le-a spus, e, acum ești în păcat cu tine însuți. În filozofie, în religie, se numește taoism. Foarte mulți dintre noi suntem tao. Taoismul este religia unui artist. În care omul este împăcat cu sine însuși. Și Satan vine și spune: N-ai nevoie de această luptă, tu trebuie să te împaci cu tine însuți. Cum e asta, Doamne? Simplu. Ia descopere cine ești. Descopere-te tu. Fă o analizată însuți. Pe hârtie. Păi, cum ești? Uh, temperamental, da? Se numește. Foarte mulți dintre noi. Ești extrovertit și așa mai departe. Cum ți e temperamentul? Nu mă pot stăpâni acolo, nu mă pot stăpâni dincolo. Fac. Îmi place să mă uit la cutare lucruri. Bun, ai făcut lista. Sunt lucruri bune? Unele sunt bune, altele sunt rele. Nu, nu, nu. Important este ca tu să fii de acord cu tine. Ăsta sunt eu. Da? Îmi place să fur. Îmi place să mint. Ăsta e, sunt mincinos. Dar, în sfârșit, m-am acceptat așa cum sunt. Și din momentul ăsta încerc să iasă cel mai bine din ceea ce sunt eu. Adică, știu să mint foarte bine, voi minți numai când trebuie. Da? Când trebuie. Știu foarte bine să fur. Foarte bine, nu mă prinde nimeni. O să mă descurc. Ăsta e rezultatul. O să mă descurc. Cu alte cuvinte, voi fura numai când e în avantajul meu. Merg mai departe. Și mă ajung la concluzia că deși am anumite părți rele în caracterul meu, eu sunt deștept. Cu alte cuvinte, înțeleg pentru că voi reuși să mă descurc în lumea aceasta și cu cele bune și cu cele rele, pentru că asta este viața. Filozofia este atât de, atât de răspândită încât e și în biserică. Și în biserică ne descurcăm. Și în biserică îl ascultăm pe Dumnezeu după ureche, cam cum ne place, unde ne convine, îl ascultăm pe Dumnezeu la literă, mai ales atunci când, îi, când ne uităm la alții și când îi judecăm pe alții. Atunci ne convine foarte, foarte mult și, și tăiem pe ceilalți la rădăcină. E convenabil. Dacă este undeva unde nu ne convine, acolo unde pierdem dacă ascultăm de Dumnezeu, acolo unde pierdem dacă nu mințim puțin. Pierdem dacă nu furăm puțin. Acolo spunem, Doamne, știu că tu vrei așa, dar eu. Și intru în zona în care mă împac cu mine însumi și zic, asta este. Sunt și eu creștin, Domnul știe, lască-mă iartă, sunt și eu creștin, dar trebuie și eu să mă descurc. Și creștinul se împacă cu ce? Nu cu el cu păcatul lui. Asta e problema. Se împacă cu păcatului și păcatul lui devine acceptabil. Sau acceptat. Așa ne dă satana libertate. Sau așa dă satana libertate în lumea asta. Și spune tuturor că sunt liberi. Sunt liberi să păcătuiască. Sunt liberi să facă ce vor uitând de fapt că în timp ce ei sunt liberi la păcat, ei au interdicție la... Spuneți-mi unde interzis. În timp ce ei sunt liberi la păcat, au interdicție la neprihănire. Au interdicție la neprihănire și asta este grav de tot. Pentru că viața mea poate să meargă mai departe numai în condiții de neprihănire. Pentru că plata păcatului este moartea și dacă eu am liber la păcat și am interdicție la neprihănire, este clar direcția mea spre iad. Și asta este libertatea care mi se oferă. Este libertatea aceea când abandonăm neprihănirea și când ne refugiem în rău și urât, uitând că prin rău și urât devenim și noi răi și urâți. Cuvântul lui Dumnezeu spune, devenim o scârbă. Frații mei, aș vrea să luăm o pauză acum și aș vrea să cântăm împreună cântarea Liber în Domnul. Aș vrea să vorbim despre libertatea în Domnul dar este total, total diferită de libertatea pe care ne oferă societatea, lumea și puterile veacului acestuia. Pentru libertatea asta avem nevoie de împăcarea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să citim în 2 Corinteni, capitolul 5, cu 17. Mai departe. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cile vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a încredin... ne împăcat cu El, prin Hristos Iisus Și ne-a încredințat slujba împăcării. Ne-a împăcat și ne-a chemat să intrăm în slujba împăcării Lui. Ca adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Putem să adăugăm ferice de cei împăciuitor, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Pe cel ce n-a făcut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Amin. Frații mei, sunt două idei mari pe care aș dori să le înțelegem bine. După ce am stabilit faptul că în noi se duce un război teribil care are la bază poftele noastre, tendințele noastre, mintea noastră ruptă, după ce am stabilit că noi suntem într o lume care aleargă și care luptă în felul ăsta, acum dintr o dată cuvântul lui Dumnezeu spune că în universul acesta al luptei și al războiului apare această chemare, împăcați-vă cu Dumnezeu. Cum e posibil? Sunt două idei mari. Ideea numărul 1 spune, Dumnezeu ne-a împăcat cu sine. Ce înseamnă asta? Vă rog să vă gândiți. Și a doua idee este, voi însă mai trebuie să vă împăcați cu Dumnezeu. Una este lucrarea lui Dumnezeu, El ne-a împăcat cu sine, și a doua este lucrarea mea. Și a ta. Împacă-te și tu cu Dumnezeu. Adică cum e asta, ne-a împăcat Dumnezeu cu sine? Păi să vedem cum s-a întâmplat. Aș vrea să întreb simplu, cine ne-a scos pe noi din Eden? Din Paradis, cine? Noi zicem păcatul, dar de fapt, de mână ne-a scos Dumnezeu, ne-a scos afară. Și când ne-a scos afară... Dar haideți o altă întrebare când ne-am ascuns în grădina Edenului, de cine ne-am ascuns? Păi de ce ne-am ascuns de el? Până în momentul acela, în fiecare zi, în răcoarea zilei, dimineața și seara, ca mai târziu, jertfele de la templu din Ierusalim, noi ne întâlneam cu Dumnezeu și ne făcea plăcere. Se spune aici în Sfânta Scriptură că cea mai mare plăcere a omului era să se întâlnească cu Dumnezeu. De unde știu asta? De unde știu? Datorită faptului că Dumnezeu a numit întâlnirea asta cu el o Și vă aduceți aminte că a binecuvântat odihna și a o și a sfințit-o. Și s-a numit ziua a șaptea sau s-a numit sabatul, adică o lui. Ce se întâmplă în sabat? Dumnezeu bătea la poarta omului și strădea de vorbă cu el. Și se numea Odihna întregii creațiuni. Odihna creației când omul se întâlnea cu Dumnezeu. Spuneam, noi suntem într-o lume a luptei, a războiului. Opuzit, opusul acestei situații este odihna cu Dumnezeu. De aia, a binecuvântat Dumnezeu, odihna zilei a șaptea și a sânțit a scos-o din toate preocupările astea, din, din alergarea asta nebună în care ne angajăm fiecare dintre noi și în care nu mai știm ce înseamnă să ne oprim. Ne-a scos de acolo și ne-a așezat în odihna lui. Spuneam, ne-am simțit bine cu Dumnezeu până într-o zi când ne-am ascuns de Dumnezeu. Din ce cauză? Am crezut că Dumnezeu e... Cum? Am crezut că Dumnezeu e rău. Că de-aia mă ascund. Când m-a scos de mână din grădina Edenului, ce-am spus? Aveam două variante. Ori să-mi pară rău să mă pocăiesc și să spun, Doamne, am greșit, eu sunt rău, eu. Sau să spun... Nu, 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 eu sunt bun, Dumnezeu e rău. Și asta a fost marea problemă. Cine e rău? Eu sau Dumnezeu? Și păcatul ne-a făcut la un moment dat să nu pricepem cine e rău. Și am zis, am zis că rău este Dumnezeu. Când în realitate rău eram eu. Dar asta este o altă problemă. Și când am început să cred că rău este Dumnezeu, am fugit de El, m-am ascuns de Dumnezeu, Vă aduceți aminte, Cain, este, este fantastic. Pe primele pagini ale scripturii se spune Cain, a zis lui Dumnezeu, Doamne, tu îmi dai o pedeapsă prea mare. Păi, de la un Dumnezeu rău, te aștept să te pedepsească prea tare. Adică, tu iei dintr-un fruct și el te bate de. nu mai rămâi întreg. O să mori. Deci, cum este? Atunci când administrezi o pedeapsă neproporțională, cum e? Că de aia Dumnezeu zice la sfârșit în Apocalips, Dumnezeu va veni și va judeca fiecare după faptele lui și va primi fiecare răsplată după faptele lui Dumnezeu. Spune foarte limpede, Dumnezeu nu, nu, nu pedepsește neproporțional, El pedepsește după cum ai făcut. A, dar nu, noi am zis, nu, nu, Dumnezeu nu e la Dumnezeu e rău, de-abia apucă să ne pedepsească, de-abia apucă să ne bată, de-abia apucă să ne... Oh. Și am început să fugim de el. Cain, mă întorc la Cain, Cain vine și spune, Doamne, e pedepsa prea mare pentru mine. Și Dumnezeu spune, uite, nu știu dacă pedepsa e mare, dar eu îți dau har. Și spune Dumnezeu, îți dau har. Adică cum îți dau har? Păi uite, îți voi da un semn în așa fel încât Nimeni să nu poată să te. Păi nimeni să nu-ți facă vreun rău. Și ăsta a fost harul lui Dumnezeu care ni-l dă fiecăruia. Prin harul lui Dumnezeu, sub harul lui Dumnezeu, nimeni nu ne face vreun rău. Deocamdată, până nu ne facem rău noi singuri. Dar Dumnezeu vrea să ne ofere lucrul ăsta. Și din nou Dumnezeu îi dă har și îi spune, uite, îți dau șansa să nu-ți facă nimeni niciun rău. Nici pedeapsa nu va cădea asupra ta. Auziți, îi spune Dumnezeu lui Cain că pedeapsa nu va cădea asupra lui. E adevărat, i-a spus? Dar asupra cui va cădea pedeapsa lui Cain? Poftiți? Când l-a scos din grădina Edenului, Dumnezeu i-a dat un testament lui Adam și a spus, vrăjmășie, voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Tu vei zdrobi capul șarpelui, iar șarpele îți va zdrobi călcăiul. Pedeapsa va cădea acolo când se va zdrobi capul șarpelui. Pedapsa va cădea acolo când Isus Hristos va fi mușcat, va purta veninul șarpelui în trupul său. Și Dumnezeu i-a spus lui Cain, nu tu vei, vei purta pedapsa, o voi purta eu. Știi ce a făcut Cain în minutul următor? Cum, cum a auzit că totul e în regulă, totul e realizat, rezolvat și că Iisus Hristos va purta pedapsa lui? Știți ce a făcut Cain? Textul spune a ieșit, a fugit de la fața Domnului. Nu l-a mai interesat Dumnezeu. A stat acolo până când a prins harul lui Dumnezeu, până când Dumnezeu i-a spus: "Eu sunt bun cu tine, nu se va întâmpla nimic." Și după aceea a dat cu toate de pământ și a zis: "Nu mă mai interesează Dumnezeu." Cine e rău? Și Cain, când a fugit dinaintea lui Dumnezeu, a zis: "Dumnezeu e rău." Dumnezeu e rău. În felul, ăsta, în felul ăsta a fost toată istoria. O istorie în care omul s-a refugiat de Dumnezeu, de Dumnezeul acesta, și a început să-și facă Dumnezeu după. iertați-mă, după ureche, zic eu, adică după plăcerea lui. Cam cum arată Dumnezeu făcut de om? Simplu. Am o slăbiciune eu, Dumnezeul pe care eu mi-l fabric este exact cu slăbiciunea aceea. Din ce cauză? Din ce cauză? Ca să-mi permită, să-mi dea voie să rămân așa. Să fie de acord cu slăbiciunea mea. Cu alte cuvinte, dacă eu sunt hoț, Dumnezeul pe care eu mi-l fabric în imaginația mea cum va fi? Un Dumnezeu care fură și el din stânga și din dreapta. Și astfel, Dumnezeul respectiv va fi patronul hoților. Și știți că în istorie a fost așa ceva? În istorie zeii erau patronii hoților, patronii desfânaților, patronii... Fiecare om își alegea Dumnezeul după chipul său. Și rețineți, nu noi eram făcuți după chipul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu era făcut după chipul nostru. De asta există tot felul de Dumnezei. De asta există atâtea feluri în care omul concepe pe Dumnezeu. Că și în creștinism, noi vorbim despre un singur Dumnezeu, dar vă rog să observați, Câtă vreme noi călcăm legea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu devine un Dumnezeu al fără de legilor mele. Cam asta este vorba. Ei bine, textul spune Dumnezeu nu este Dumnezeul acela care te-a scos din grădina Edenului ca să nu te mai aducă înapoi. Dumnezeu te-a scos din Grădina Edenului ca să te aducă înapoi. Te-a scos din Grădina Edenului pentru că în Grădina Edenului nu puteai să rămâi mai departe hoț. Și dorea să te întoarcă în Grădina Edenului făcut sfânt. Și a lăsat Edenul deschis pentru tine. De aia spune, v-am păcat cu El. Nu, Dumnezeu nu este ăla care ne alungă, Dumnezeu nu este ăla care ne pedepsește pentru că îi place să facă lucrul ăsta, Dumnezeu nu este Dumnezeul tiran, Dumnezeul nu este Dumnezeul de care fugi tu. Nu, nu este Dumnezeul ăsta. Ne Mă duceți aminte de textul care spune pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi? Pe când eram noi încă păcătoși, adică eu nu mă pocăisem, așa e? Eu nu mă pocăisem, tu nu te pocăisești, niciun om nu se pocăise. Fugisem toți ca și Cain. Și pe când eram în situația lui Cain, fugind de Dumnezeu, Dumnezeu a murit pentru noi. Și ne-am păcat cu Dumnezeu, astfel încât, calea e liberă, din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu mai este niciun blocaj. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu Dumnezeu nu ne primește, din punct de vedere al lui Dumnezeu, stă cu brațele deschise. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, drumul e liber. Oh. E frumos? E frumos. Prețul a fost enorm. Cuvântul lui Dumnezeu spune, prețul a fost inimaginabil. Noi nu putem să justificăm logic ceea ce a făcut Dumnezeu. Este dincolo de logica noastră. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, spune că Dumnezeu, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi. Imaginați-vă imaginați, -vă, imaginați -vă în momentul acela când Domnul Iisus Hristos a târnat pe cruce, cu toate păcatele lumii asupra Lui, el fiind fă, făcut păcat pentru mine, făcut blestem pentru mine. Și în momentul acela Dumnezeu, Tatăl, în următoarea dilemă. Îl abandonezi cu păcat cu tot? Îl abandonezi? Sigur că da. Noi zicem cum să-l abandonezi, pentru că ești Tată, el e fiu. Dar știți e... Ce el a păcat? Adică nu-l abandonez pentru că mi-e fiu. Dar știți ce e a păcat? Dacă e doar fără de lege, nu-i bai. Ca și am crezut toți, e călcarea legii. Și pentru că legea. Dacă nu mă vede nimeni, oricum o calc. Mi, mi se pare că nu-i mare lucru. Din cauza asta nu mi-a păsat. Dar uitați-vă ce e păcatul. Uitați-vă la Cruce. Tot acolo. Nu în altă parte, la Cruce. Și vedeți ce e păcatul. Și la Cruce Isus Dumnezeu spune, ce ați făcut cu Fiul meu? Ce ați făcut cu Fiul meu? Ăsta e păcatul! Nu, păcatul nu este o minciună trivială, știi? Am mințit și eu. Păcatul nu este un păhărel de țuică. Nu. Păcatul este momentul ăla când Isus Hristos stă între cer și pământ și spune, ăsta este, asta s făcut cu fiul meu. Dacă păcatul ar fi lăsat să continue în universul acesta, asta ar fi soarta lui Dumnezeu. Dumnezeu mai, vreme, mai devreme sau mai târziu ar fi trebuit să fie distrus. Pentru că păcatul este elementul de distrugere a lui Dumnezeu. Și odată cu Dumnezeu s-ar distruge tot. Pentru că El este cel care ține totul în ființă. Cu alte cuvinte, păcatul este un soi de boală care a ajuns să distrugă tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Și mai pun o dată întrebarea aia. Doamne, îl primești sau te despar de el? Sigur, nu mă despar de el că este fiul meu, dar cu boala cum rămâne, cu păcatul cum rămâne? Și acolo, la cruce, s-a produs mare operație. Iisus Hristos a despărțit omul de păcatele lui. Acolo, a despărțit omul de păcatele lui și în mod extraordinar Domnul a numit omul ca fiind fără păcat. Despărțit de păcatele lui a lăsat omul să fie fără păcat. Și a dat drumul să trăiască. Și a zis trăiești! Trăiește! Și omul a început să trăiască. Știți care a fost surpriza? Teribilă. A fost că după ce a fost despărțit de păcatele lui, după ce i s-a dat să trăiască, omul a început din nou să... Să păcătuiască. Dragii mei, ăștia suntem noi. Noi am fost salvați de Dumnezeu. Am fost împăcați cu El. Ne-a spus Dumnezeu, trăiește! Trăiește! Din plin! Și când am început să trăim, am început să Trăim în păcatele noastre și asta este marea problemă în care suntem noi, că Dumnezeu ne am păcat cu El, dar mai trebuie un lucru. E partea a doua, așa nume, împacă și tu cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul, dar împacă și tu cu Dumnezeu. Pe păi cum să mă împac, Doamne? împacă și tu cu Dumnezeu. Și aici e marea dilemă și marea problemă pe care o voi lăsa să o rezolvați dumneavoastră. Vreți să vă împăcați cu Dumnezeu. Că uneori nu-i convenabil. Știți că pentru firea noastră e mai convenabil să rămâi păcat uneori? Decât să pornești la munca aceea și la lupta aceea pentru ca să scoți păcatul din existența ta. Să dai la o parte legea păcatului și a morții și să pui în loc, din drag pentru Dumnezeu, o lege care nu e a ta și care este a cui? Poftiți? A lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să citesc acum spre, spre curajul nostru, spre desăvârșirea noastră, să citesc din Roman, capitolul 8, frumosul text care spune. Acum, dar, nu este nicio o sândire pentru cei ce trăiesc în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești. pașin, și băgați de seamă. Dar cine? Cine te guvernează? După ce îndemnuri trăiești? Întrebați pe orice om, l-aș întreba pe Eugen aici. Eugen sau alții, după ce trăim? Și vom face ochii mari și voi spune, păi eu știu, voi trăi după ce îmi place. Voi trăi după poftele mele, voi trăi... Ei bine, și când spunem așa, ne aruncăm într-un conflict interminabil. Pentru că poftele noastre nu fac altceva decât să războiesc cu... Să războiesc cu sufletul. Nu mai trăiesc după îndemnurile Filip Pământești, și după îndemnurile Duhului Sfânt. Și iată că secretul împăcării cu Dumnezeu este momentul în care Duhul Sfânt coboară în viața ta și în viața mea. Te ai gândit vreodată că poți să fii creștin fără ca să ai în viață Duhul Sfânt. Te-ai gândit? Poți sau nu poți? Poți sau nu poți? Poți să fii creștin fără să ai Duhul Sfânt? Se numește creștin cu numele. Se numește Creștin cu numele. Vi la Biserică! Scrii numele într-un registru, dai zecime, dai bani, vii, faci slujbe, le faci pe toate. Se poate? Se poate. Fără Duhul Sfânt. Se poate. De ce? Pentru că faci altul pentru tine. Nu e nicio problemă. Marea problemă este când coboară Duhul Sfânt în viața ta și te învață să nu mai trăiești după legile tale, ci să trăiești după îndemnurile Lui. Și spune versetul 2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Ha, ce frumos! Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul Hristos, nu este al lui. Frații a venit vremea ca să înțelegem că nu Putem să fim adventiști de ziua șaptea fără Duhul Sfânt, într-o măsură bogată în viața noastră? Nu putem să fim adventiști de ziua șaptea fără ca să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Nu se poate. Nu se poate până când legea Duhului de viață nu va fi în inima mea și în inima ta și abia atunci. Vom fi împăcați cu Dumnezeu. Cerul ne-a pus toate la dispoziție. Domnul Isus Hristos a murit. Sângele Lui este slujit în cerul de marele preot care este Isus Hristos. Numele Tău și numele meu este rostit în Universul acesta, astfel încât bolțile Sanctuarului Ceresc aud numele meu și numele Tău. Suntem, suntem în atenția întregului Univers. Toate lucrurile sunt făcute. Dumnezeu ne-a împăcat cu el. Mai trebuie un lucru. Să ne împăcăm noi cu Dumnezeu. Lasă ca Duhul Sfânt să vină în viața ta. Lasă ca prezența lui Dumnezeu să facă din tine un templu care să fie al lui. Lasă să fie așa. Ai încredere în Dumnezeu. Uneori s-ar putea să nu-ți convină. Uneori s-ar putea să nu-ți placă. Uneori s-ar putea ca lupta să fie așa de puternică în interiorul tău, încât să-ți vină să dai cu toate de pământ, să te întorci înapoi la ceea ce ai vărsat altădată. ai încredere în Dumnezeu. În Dumnezeu toate sunt da și amin. Ai încredere în Dumnezeu. El spune, voi sunteți mai mult decât biruitori. Ai încredere în Dumnezeu. El spune, dacă vă veți împăca cu Dumnezeu, veți fi fericiți. Ai încredere în Dumnezeu și ajută-i ca și alții să se împace cu Dumnezeu. Dute, spune altora, ca și cum te-ar împuternici Dumnezeu. Spune-le direct, împăcați-vă cu Dumnezeu. Acesta ar trebui să fie cuvântul de ordine al fiecăruia dintre noi. Când vom pleca de aici, mergeți și spuneți tuturor, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și atunci veți fi fericiți. Fericirea este rezultatul unei decizii extraordinare pe care o avem, care o luăm. Fericirea este rezultatul dorinței de a lăsa pe Dumnezeu să ne conducă. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că ne-ai împăcat cu tine. Îți mulțumim pentru jertfa Domnului Isus Hristos. Îți mulțumim pentru că drumul spre cer este deschis. Îți mulțumim pentru invitația de a merge spre tine și îți mulțumim că ne aștepți cu brațele deschise. Dimineața asta, Doamne, ca rezultat al cuvântului Tău, te tă rugăm să ne ajuți să dorim să ne împăcăm și noi cu Tine. Ajută-ne să luăm hotărâri, decizii, care să dea la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne să ne eliberăm prin Harul Domnului Isus Hristos și liberi să mergem spre Tine ca să ne întâlnim cu Tine în împărăția Ta. Facă-se voia Ta, vie împărăția Ta, precum în cer, așa și pe pământ și în inimile noastre. Amin.